Aujourd'hui, astăzi, c'est un jour spécial. Este o zi specială. C'est la journée européenne des langues. Este ziua europeană a limbilor. La journée européenne des langues, ziua europeană a limbilor, Alyosha Kané, are loc în fiecare an, în septembrie, în septembrie. Quelle date? Pe ce dată? Le 26, pe 26. El a été créé, a fost creată, par le Conseil de l'Europe, de Consiliul Europei, est organisé și este organizată avec l'Union Européenne, cu Uniunea Europeană. Pourquoi? De ce? Pour sensibiliser le public, pentru a sensibiliza publicul à l'importance de l'apprentissage des langues, cu privire la importanța învățării limbilor. Et promouvoir și să promoveze le patrimoine linguistic de l'Europe, patrimoniul lingvistic al Europei. Combien de langues parlez-vous? Câte limbi vorbiți? Quels sont les mots? Care sunt cuvintele că vous avez appris aujourd'hui, pe care le-ați învățat astăzi, dans la langue, în limba, că vous voulez apprendre, pe care vreți să o învățați?